Prieteni, bună ziua! Bună ziua! Astăzi vreau să mă adresez dumneavoastră nu în calitate de președinte de partid, nu în calitate de candidat în viitorul Parlament al Republicii Moldova. Vreau să mă adresez ca cetățean care, ca dumneavoastră, trăiește nedreptatea zi de zi în această țară. La fel ca dumneavoastră, eu am o familie aici, în Republica Moldova, rude, unchi, veri, prieteni, oameni care de zeci de ani duc un trai onest, își cresc copiii, speră și luptă pentru dreptate. Ne zbatem cu toții pentru a avea un trai demn în situația în care ne confruntăm cu corupție și fără de lege la tot pasul. Unii dintre ei, mulți dintre ei, au plecat. Au plecat să caute un loc unde munca omului este apreciată, unde oamenilor li se face dreptate. Am fost în mai multe țări din lume, am învățat, am muncit acolo, ne-am asigurat un salariu bun. Am locuit în orașe curate și luminoase. Am putut să am un viitor asigurat acolo. Dar de fiecare dată am fost cu gândul acasă. Așa cum sunt sutele de mii de moldoveni care sunt departe astăzi. Când m-am întors acasă, am făcut-o cu certitudinea că prin multă muncă, din bună intenție, alături de oameni competenți, se pot face lucrurile bune, bine și aici, acasă. Am muncit cu dedicație alături de oameni profesioniști pentru ca să construim un sistem educațional bun pentru elevi și pentru profesori. Am reușit împreună multe lucruri, dar în timp ce oamenii buni își făceau datoria la locul de muncă, o gașcă de hoți furau și sărăceau această țară. Ei asta fac și acum. Ei fură, ei ne alungă de acasă din cauza sărăciei, din cauza neîncrederii în ziua de mâine în această țară. Ei îi șantajează și îi sperie, îi terorizează pe cei care au rămas aici acasă, ei îi protejează pe corupți și construiesc un sistem bazat pe frică, în care cei care gândesc altfel sunt persecutați, în care economia este controlată de mafie, în care bătrânii trăiesc în sărăcie, iar copiii rămân fără părinți. Știți ce îmi spun mie oamenii când merg prin sate? Ei îmi spun că cel mai mult îi doare nedreptatea. Ei spun că pot să mai rabde și sărăcie, chiar dacă mulți dintre ei nu au nici ce să mănânce și nici cu ce se încălzi. Dar ei nu mai pot răbda nedreptatea. Nici noi nu mai putem răbda această nedreptate când o gașcă de bandiți, de hoți, își bat joc de toți cetățenii acestei țări. Acești hoți fac ce vor din țara noastră. Noi nu mai putem accepta acest lucru. Acum timpul lor s-a scurs. Acum a venit timpul oamenilor buni. A venit timpul dumneavoastră, al tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Acum venim să facem dreptate. Împreună, uniți pentru țară, să luptăm pentru familiile noastre, pentru viitorul țării noastre. Să facem dreptate tuturor celor care au fost hărțuiți
și jefuiți. Să curățăm justiția și instituțiile statului de corupți și de cei care se gândesc doar la propriul lor lux. Să facem dreptate profesorilor, care trebuie să-și recâștige prestigiu și să aibă salarii ca să poată să profeseze cu demnitate și performanță. Să facem dreptate medicilor, ca ei să poată plenar să ajute oamenii. Să facem dreptate oamenilor de afaceri, ca ei la rândul lor să creeze locuri de muncă bine plătite și să ne ajute să construim o economie puternică. Să facem dreptate tinerilor, creându-le condiții ca ei să poată rămâne și munci aici, acasă. Să facem dreptate țării și să o punem pe făgașul normalității și modernității, astfel încât noi toți să ne bucurăm de condiții de trai ca în Europa, ca în țările europene și de democrație. Pentru a face dreptate, m-am întors acasă și alături de o echipă minunată am muncit în toți acești ani. Pentru că vreau ca familia mea și familiile dumneavoastră să aibă un trai bun, pentru ca să se bucure de viață și de cei dragi. Trebuie să învingem pentru ca în sfârșit să facem dreptate și să asigurăm o viață bună tuturor!